Slăvit să fie Domnul! Fraților și surorilor, textul acesta din 2 Corinteni, capitolul 2, ne vorbește foarte mult despre mărturia noastră pe care trebuie să o avem în lume. Și Domnul ne cheamă la aceasta să fim niște martori vii care să îl poarte pe Hristos Domnul și să fie purtați și ei de Hristos Domnul în lume, în fața celor din jurul nostru. Această epistolă, de fapt, epistola a doua lui Pavel către Corinteni, este o epistolă în care apostolul Pavel, după ce îi salută pe cei din Corint, dezbate o problemă, o vizită dureroasă, o putem numi noi, în capitolul 2, de la versetul 1 la 4, el voia să meargă acolo la ei, să pună în ordine niște lucruri care nu erau chiar plăcute. De la versetul 5 în jos până la 11 vorbește că trebuie să fie pedepsit și chiar iertat cel care a greșit. Știți cu toții cazul din Corint pe care Pavel l-a dezbătut în prima epistolă. Apoi, imediat, apostolul Pavel vorbește de la versetul 14 în jos despre natura lucrării. Cornilescu a pus aici un subtitlu, slujba apostolului. Apostolul trebuie să fie un martor al lui Dumnezeu. Acum, fraților și surori, țin minte că în urmă cu aproximativ 9 ani de zile, un frate bătrân din zona noastră a avut un vis într-o noapte și în visul lui se făcea că el a devenit ambasador. Apostol, în traducere biblică, se poate traduce și prin ambasador, apostol. Dacă era cineva trimis atunci, în perioada respectivă, cu o sarcină specială din partea unui ministru sau unui împărat, acela era numit apostelo, adică ambasador. Și de acolo avem cuvântul apostol, că apostolul e un ambasador al lui Dumnezeu. Ei, fratele bătrân din zona noastră, are un vis că Dumnezeu a trimis după el un avion alb și un sol îi spunea: am venit să te fac ambasador. I-a zis la soția lui: uite, soție dragă, nu știu ce vis am avut, ce eu acum la vârsta asta mea de aproape 90 de ani să mai fiu ambasador, ce nu știu ce ar putea să fie. Dar bănuiau ei ce ar putea să fie, că n-a trecut decât poate câteva săptămâni și fratele a plecat la Domnul. Frumusețea lucrării a venit abia după ce el a plecat la Domnul. Că sora aceasta, rămasă văduvă, într-o zi stătea și spunea în felul următor, ne-a povestit nouă: au intrat pe ușa casei mele două ființe îmbrăcate în alb. Și când m-am uitat la ele, am zis: ce faceți și cu ce ocazie ați venit pe la mine? Zice: am venit la tine pentru că soțul tău a ajuns la Dumnezeu în cer și am fost trimiși de acolo să-i verificăm credința. Că am auzit că el a avut o credință bună și am venit să facem verificări. Și a dispărut. Sora stătea, medita, se gândea și n-au trecut decât vreo 2-3 zile și are într-o noapte un vis. Și ne povestea nouă că era un cor de îngeri care cânta o cântare așa de frumoasă, așa de minunată, spunea sora, o auzeam și în cer, undeva sus, îmi suna și în casă, îmi suna și în adâncul ființei mele. Zice, așa sunet, n-am mai auzit de când sunt eu, și zice, doar refrenul mi-a mai rămas. Și ne-l spunea nouă. Și refrenul îngerilor, a cântării îngerilor, că acea cântare era mult, mult, mult mai dezvoltată, avea multe strofe, dar sora nu mai reținea decât refrenul. Și în refren spunea așa: el a primit căci a crezut. El a primit căci a crezut. Ce-a primit? Cununa biruinței lui Dumnezeu. Și sora era foarte bucuroasă că la analiza pe care Dumnezeu a făcut-o în dreptul soțului ei, a găsit că avea într-adevăr o credință autentică. Ori apostolul Pavel vine și de la versetul 14 în jos ne vorbește despre cel puțin trei lucruri
prin care noi putem să purtăm mărturia lui Dumnezeu în lume. Mai întâi este puterea lui Dumnezeu. Noi trebuie să fim niște ambasadori ai puterii lui Dumnezeu. Noi avem un Dumnezeu atotputernic și așa trebuie să-L arătăm pe Dumnezeu lumii, fraților și surori. Chiar în slăbiciunile noastre se poate arăta puterea nemaipomenită a lui Dumnezeu. Spune aici, și Apostolul Pavel folosește o figură de stil, dar e frumoasă, extraordinar de frumoasă. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul lui de biruință în Hristos. Deci, fraților și surori, Apostolul Pavel preia imaginea aceasta din timpurile lui, și anume, era frecvent cunoscut acest caz, această problemă, când cezarul, când împăratul de la Roma primea o veste, de exemplu, suntem români și știm cu toții că prin anii 100, 101, 102, până în 105, 106 au fost în Dacia războaiele acelea și a venit împăratul Traian și i-a luat pe strămoșii noștri daci și i-a dus acolo în urma carului lui triumfal. Când Traian a intrat în cetatea lui în Roma, erau în urma carului lui legați într-un lanț, în lanțuri, într-un lanț lung. Erau legați dacii, strămoșii noștri, că erau biruiți. Ei, așa se întâmpla dacă mergea în Galia sau în Spania sau în Africa, oriunde mergea cezarul de la Roma, după ce armatele lui biruiau populația de acolo, poporul de acolo, el lua prinși de război, îi lega în urma carului lui triumfal și el intra în aplauze, în aclamații, în ovații, în flori aruncate înaintea lui, intra în cetatea Romei, în cetatea eternă, că așa o numeau ei, cetatea eternă. Ori Apostolul Pavel vine și zice, nu e vorba de cezarul de la Roma, aici este vorba de împăratul împăraților, de Dumnezeu, care a coborât el însuși, că cezarul știți ce făcea? El doar mergea și culegea laurii victoriei, stătea și dormea liniștit în Roma, mai erau împărați care mergeau pe câmpul de luptă, cum a fost, de exemplu, Cezar August, el da, s-a dus, dar de obicei cezarii, împărații stăteau la Roma, în palatele lor, se distrau și când auzeau că armata lor e aproape să biruiască în cutare zonă, mergeau și ei acolo. Sau, dacă n-aveau timp să meargă și aveau treburi importante, mergeau la porți. Și la porții aștepta carul triumfal, se urcau în el și imediat toate aclamațiile, toate ovațiile erau datorate unuia care nici măcar n-a luptat, dar era împărat. Ori aici vine Apostolul Pavel și spune, știți ceva? Aici e cu totul diferită situația. Dumnezeu, împăratul nostru, a coborât din cer pe pământ, a luat robia roabă, a dat daruri oamenilor, s-a suit pe dealul Golgotei și acolo l-a biruit pe diavolul, a biruit moartea, la locuința morților i-a smuls porțile, a luat cheile locuinței morților de la diavolul, a smuls pe cețile de pe zapisul care stătea contra noastră și imediat după ce el a biruit, s-a suit Hristos, Domnul, la dreapta Tatălui, așa că Tatăl în Hristos ne-a dăruit o putere nemaipomenită și această putere o exemplifică Apostolul Pavel exact prin imaginea carului triumfal al împăratului de la Roma. Dar împăratul nostru nu-i de la Roma, e din cer și el trăiește veșnic. Așa că vine apostolul și spune, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne poartă pe noi totdeauna și nu în urma carului, că nu ne-o legat ca pe robi, măcar că noi zicem suntem robii Domnului, El ne poartă în carul de biruință, suntem biruitori împreună cu El și nu că merităm și nu că vrem noi, așa a vrut Dumnezeu, lăudat să fie numele Lui. În urma carului este legat diavolul, este legată moartea, locuința morților, demonii, iadul întreg, nimic nu mai poate să ne biruiască pe noi, pentru că noi suntem împreună cu Iisus în carul lui de biruință. Lăudat să fie Domnul! Și observați ce imagine frumoasă ne oferă aici Apostolul Pavel și Duhul Sfânt prin el.
Și spuneam mai la început că Domnul dă dovezi extraordinare chiar și în slăbiciunile noastre, fraților și surori. Vorbeam și cu fratele păstor, spunea de zona în care s-a născut și acolo și în alte zone au fost cazuri în care autoritățile comuniste i-au luat pe pocăiți și i-au înhămat la car, la car cu pietre, să le tragă, să ducă în loc de boi. Și țin minte că îmi povesteau frații din Sălaj, din Gălpâia, că la ei i-au luat pe pocăiți și i-au pus jandarmii, i-au legat la un car cu pietre și o trebuie să tragă. Și era așa de greu carul că picau în genunchi, cădeau în genunchi. Și la un moment dat, acolo unde au căzut mai mulți, vedeți unde se arată puterea lui Dumnezeu, în slăbiciunea noastră. Au căzut mai mulți și biciuiau și nu mai puteau să tragă și au început să plângă. Și au zis, dacă tot am căzut aici și nu mai putem să înaintăm și ăștia ne biciuiesc, hai măcar să facem o rugăciune. Și au făcut o rugăciune și s-au oprit cei care îi băteau. Și era un frate printre ei care era omul Domnului, era vas de lucru, era prorocul lui Dumnezeu. Și a zis, așa vorbește Domnul, aici unde ați plâns și unde ați căzut, va fi construită o casă în care se va înălța numele lui Dumnezeu peste ani de zile. Și-a trecut timpul și exact în locul acela, spuneau bătrânii, a fost construită biserica din Gălpâia și acolo se laudă numele lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, știți când își arată puterea? De multe ori numai la urmă, așa spune și Psalmul 46, Dumnezeu ajută în revărsatul zorilor, te lasă să lupți o noapte întreagă și te biciuiesc și te lovesc cei din jur și poate vorbesc urât cu tine și tu te gândești, măi, unde e Dumnezeu? De ce nu-mi dă izbăvire? De ce nu demonstrează că e Dumnezeul meu? Păi tocmai de aceea, ca să euul tău să fie nimicit și să fie la pământ și să se înalțe puterea lui Dumnezeu. Așa s-a întâmplat în istoria noastră și uite, Apostolul Pavel convine și spune, mare este puterea lui Dumnezeu, fraților și surori. El ne ia și zice, ne poartă și nu din zi în zi, tot de a una, în fiecare secundă, cu carul lui de biruință în Hristos, slăvit să fie Domnul. Pe lângă puterea lui Dumnezeu, ca mărturie în lumea din jurul nostru, și uite, de multe ori Dumnezeu vine și mai vindecă, mai izbăvește. Eram chiar, pot să spun lucrul acesta, că e o bucurie pentru noi, în urmă cu aproximativ o săptămână, poate nu chiar, eram la un grup aici, la un grup de rugăciune și ne-am rugat pentru o soră din Cluj. Sora aceasta, sora Mihaela, vă spun și cazul ei, sora asta a rămas însărcinată, timp de 4 luni a fost foarte bine, dar de la luna a patra a pierdut lichidul de la sarcină. Doctorii au început să-i spună să facă avort. Ea a spus, îmi pare rău, eu sunt o creștină autentică și nu pot să fac asta. Dacă vrea Domnul să-l ia pe copil, o fetiță, dacă vrea Domnul să o ia, e problema lui, dar eu nu o să fac avort. Și o lună de zile, sora noastră, sora Mihaela, a mers așa din greu, cu sarcina, cu sângerări, cu hemoragii, cu plecări pe la medici. Nimeni n-a vrut să o bage în seamă, a vrut să plătească, domnule, fă ceva, nimic, nimeni. A zis, fă avort și gata, nu, e un caz complicat și nu ne interesează. Și în urma rugăciunilor, fraților și soror, s-au rugat și în țară, ne-am rugat și noi aici. Am primit în urmă cu vreo 2 sau 3 zile mesaj de la sora asta și zice, m-am dus la doctor și doctorul a descoperit că nu știu de unde Dumnezeu mi-a pus lichid la sarcină. Și zice, capul fetiței care de la frecarea cu placenta și cu, nu știu cum, acolo, cu organele interne, zice, capul fetiței era ca un turn. Dar zice, acum doctorul se miră și zice că e un cap normal, rotund, perfect. Zice, nu mai știu doctorii ce s-a întâmplat. Dar acolo a fost degetul lui Dumnezeu. De ce trebuie să sufere sora asta o lună de zile? Nu știm. Dar Dumnezeu, în atot puterea lui, vine și izbăvește. Și dacă El nu o face, fraților și surori, tot rămâne atot puternic. Și dacă nu o face.
Nu înseamnă că nu poate, înseamnă că știe El mai bine de ce face lucrurile acestea. Amin? Slăvit să fie numele Lui. Eram în Moldova la un frate bătrân și am auzit întâmplarea asta și tristă oarecum întâmplarea asta. Avea o fată și a primit de la Domnul o înștiințare că urmează să fie doar câteva zile și fata lui să fie luată acasă, la Domnul. Fata era pocăită, cânta în cor, era botezată de Domn, era o fată serioasă. Fratele a intrat în postul esterei. 3 zile, 3 nopți, n-a mâncat, n-a băut și a zis, Doamne, te rog, te rog, te rog, și a insistat. La un moment dat spunea el că a auzit vocea lui Dumnezeu spunându-i unui înger, du-te și fă ce poți. Îngerul poate foarte multe, spune în Biblie că un înger a ucis 185.000. Îngerul ăsta s-a dus și când era pregătită din partea Domnului, că Domnul a pregătit catastrofa, dar omul n-a înțeles. Când era pregătită catastrofa, această fată trecea pe trecerea de pietoni, venea un tir, tirul și-a pierdut controlul, nu mai avea frâne și venea spre ea. Ori, la un moment dat, o alunecare de picior și fata s-a dus ca pe sanie, ca pe gheață s-a dus. Și a rămas doar părul peste care a trecut roata tirului și ea a fost scăpată. Asta a fost bine din punctul omenesc de vedere. Dar au trecut câteva zile și această tânără care era foarte pocăită a fost agățată de un om din lume și a fugit cu el și poate nici astăzi nu-i pocăită, pentru că e în lume. Și fratele bătrân plângea și zicea, de ce nu l-am lăsat pe Dumnezeu să-și împlinească planul lui? Fraților și surori, atunci când Dumnezeu are un plan de împlinit, chiar dacă ne doare, El știe și mai bine cum face El, așa e cel mai bine, chiar dacă ne doare. Și cred că recunoaștem lucrul acesta. Dar El în atotputernicia Lui poate să izbăvească, slăvit să fie Domnul. Al doilea lucru tot din textul nostru este cunoștința lui Dumnezeu. Spune aici că Domnul acesta al nostru, numai că are putere și ne poartă prin puterea Lui și ne dă putere să trăim pocăința, El răspândește prin noi în orice loc mireasma cunoștinței Lui. Este o a doua metaforă, a doua figură de stil aici, mireasma cunoștinței Lui. Apostolul Pavel se gândea, cred că Duhul Sfânt i-a adus Cântarea Cântărilor, capitolul 2, de la versetul 2 în jos. Ca un crin în mijlocul spinilor, așa este prea iubita mea între fete, spune acolo Mirele. Mirele este Hristos, prea iubita lui este biserica, luând-o așa în chip simbolic. Ori aici, fraților și surori, avem o imagine atât de frumoasă, un car al lui Dumnezeu în care încape toată lumea dacă s-ar pocăi și Dumnezeu când se uită în carul acela, vede numai crini, crini. Tu ești crin, eu sunt crin, tu ești crin, fiecare dintre noi suntem crini în ochii lui Dumnezeu. Extraordinar, un car plin cu flori. Este foarte frumoasă imaginea. Și știți ce se întâmplă? Zice că peste tot pe unde merge carul acesta, Dumnezeu răspândește mireasma cunoștinței Lui. Țin minte că în Cluj era fabrica Farmecul pe vremuri și când ieșeau muncitorii pe ora 4, 4 jumate de la serviciu, în fiecare zi, toată strada București, că e strada aceea, toată se umplea de parfum. Se uitau oamenii, mă, dar ce miroase așa de frumos aici. Păi tocmai ieșeau muncitorii de la fabrica de parfum. Și toată strada era plină, 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 plină de parfum. Și oamenii se uimeau, se mirau. Ei, cam așa vede Dumnezeu pe copiii Lui în lumea aceasta. Și acum întrebarea este, răspândesc eu parfumul, mireasma lui Hristos sau mireasma diavolului? Miasmă, că mireasma e mireasmă, miasmă e ceva miros urât. Aici spune așa de frumos apostolul și extraordinar. Zice noi, în adevăr, versetul 15, noi suntem înaintea lui Dumnezeu, mireasma lui Hristos printre cei ce sunt pe calea mântuirii și printre cei ce sunt pe calea pierzării. Dar cum e asta?
Pentru aceștia, o mireasmă de la moarte spre moarte, pentru aceia, o mireasmă de la viață spre viață. Și luăm doar exemplul lui Petru sau exemplul lui Pavel. Când s-a întâlnit Pavel cu Elima vrăjitorul, mireasma a fost de la moarte spre moarte, pentru că l-a lovit Dumnezeu cu orbire pe acel vrăjitor. A fost moarte spre moarte, poate mai aproape de adevăr să fie exemplul lui Petru. Apare Anania în fața lui și zice: Anania, cu atât, cu atât. Și imediat e lovit cu moartea. De ce? Cunoștința lui Hristos în noi, pentru cei ce sunt în lume, de multe ori este o mireasmă de la moarte spre moarte. Ei nu ne înțeleg. Ei trăiesc în întuneric, ei trăiesc în păcat, ei trăiesc în rușine. Ori în momentul când noi vrem, prin Hristos, prin lumina care Domnul a aprins-o noi, să înlăturăm păcatul, să înlăturăm întunericul, oamenii se enervează, se supără pe noi, ei vor să rămână în moarte spirituală și atunci mireasma este de la moarte spre moarte, apare o respingere. Ei spun: mai bine du-te de aici, lasă-mă că eu vreau să-mi trăiesc viața mea de păcat, viața mea de moarte. Oricând merge tot Petru în casa lui Corneliu, mireasma a fost de la viață spre viață. Imediat începe Petru să-l predice pe Hristos. Corneliu este botezat cu Duhul Sfânt, el și casa lui, imediat scufundați în apă, bucurie acolo, și Dumnezeu le-a dat Duhul Sfânt ca și celorlalți. Observați, mireasma lui Hristos poate să fie pe două fronturi. Fie de la moarte spre moarte, fie de la viață spre viață. Dar revin la prima problemă, fraților și surorilor, la titlul acestui mesaj pe care Domnul ni-l dă de aici. Suntem noi într-adevăr martorii lui Dumnezeu pe pământ? Nu martorii lui Jehova, asta e o sectă, asta e altceva. Dar să fim cu adevărat martori. Și din cuvântul martor provine cuvântul martir. Să fii gata să te jertfești pentru Dumnezeul tău, așa cum cântăm de multe ori în cântare. Și Domnul vine și spune: uite, tu trebuie să fii martorul meu, tu trebuie să fii copilul meu, să arăți puterea mea în lume, să arăți cunoștința mea în lume, între cei din jurul tău. Și zic: Doamne, ajută-ne la aceasta. Aș vrea să facem și o rugăciune, haideți să ne ridicăm înaintea Domnului, fraților și surori. Și să-i spunem: Doamne, te rugăm frumos, fă din noi cu adevărat niște copii care să fim copiile tale, să semănăm cu tine. Și dacă mergem în lume, să ducem puterea ta în lume. Dacă mergem în lume, să ducem cunoștința ta în lume. Fraților și surori, fratele Pavelea din Bihor, vă dați seama ce mărturie bună a avut omul acesta între oamenii din satul lui. Că atunci când a apărut o inundație, Duhul Sfânt i-a vorbit la omul Domnului și i-a spus: de aici înainte poți să stai liniștit că nu vine apa. Și Pavelea zicea jandarmilor care evacuau satul, zice: eu am văzut un înger că a venit și a tras așa o dungă aici pe pământ cu un băț, zice, și am auzit vocea Domnului până aici să fie mândria valurilor tale apă. Și zice: eu nu mă duc mai departe de aici, eu aici rămân, că mi-a vorbit Dumnezeu. Și au venit vecinii și au zis: noi îl credem pe omul acesta că e omul lui Dumnezeu, nici noi nu ne ducem. Și jandarmii le-au zis: pe răspunderea voastră stați aici, că vine apa și vă duce. Fratele Pavel i-a zis: stați liniștit că nu vine nicio apă, nu ne duce nimic, Dumnezeu e prezent. Și Dumnezeu a făcut minunea, fraților și surori. Apa venea până lângă ei și se retrăgea, pentru că era mâna lui Dumnezeu acolo. Dar era mireasma puterii lui Dumnezeu prin omul lui Dumnezeu acolo. A fost fratele Caraman la București, povesteau bătrânii despre el. Și era în timpul bombardamentelor. Și omul acesta a întâlnit niște oameni disperați pe stradă și spuneau: Domnule, nu cunoști vreun adăpost unde să mergem și să ne ascundem? Că uite, deja sună sirenele și nu mai putem să fugim până în centru, că ne prind bombardamentele aici și vai de noi. Și fratele a zis: ba da, haideți la mine acasă, că eu am un adăpost cum n-are nimeni. Și i-a dus la el și el avea o căsuță mică. Și ei întrebau: dar unde, Domnule, unde-i basementul ăla, unde ții, să coborâm undeva la subsol? Zice: îmi pare rău, eu n-am subsol la casă, n-am pivniță, n-am nimica, aici stăm. Domnule, ne-ai păcălit. Nu v-am păcălit.
stați și să vedeți izbăvirea lui Dumnezeu. Ne punem pe genunchi, s-au pus pe genunchi. Și imediat fratele au început să se roage cu cuvintele psalmului 91. Cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul: El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Și a făcut fratele o rugăciune și bombele erau aruncate prin alte părți. Și când au ieșit ei afară, după ce s-a terminat totul, coliba bătrânului stătea în picioare și casele frumoase erau nimicite. De ce? Era acolo puterea lui Dumnezeu la lucru, fraților și surori. Noi suntem o mireasmă a puterii lui Dumnezeu, dar și a cunoștinței lui Dumnezeu. Fratele Caraman le-a zis lor că are ceva, dar asta era o nebunie pentru cei din lume. Era o mireasmă de la moarte spre moarte, dar dacă a crezut fratele, a fost viață și viață și viață. Că asta e cunoștința lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu care merg mână în mână. Așa că, Doamne, cercetează-ne și ajută-ne să fim adevărați ambasadori ai Tăi. Haideți să ne rugăm, fraților, și pe genunchi. Spunea fratele Simionuc, zice, n-am reușit încă să iertăm, deci ne tot rugăm în picioare. Era într-o biserică și zice, măi, fraților, n-am reușit, că scrie în Biblie, dacă stai în picioare, să ierți. Dar zice, voi n-ați reușit să iertați, deci tot, fraților și surori, în Biblie se practică și acest tip de rugăciune, pe genunchi. Și haideți să ne smerim și să spunem, Doamne, fă-ne ambasadorii Tăi, amin, ne rugăm. Fraților și surori, tot din textul nostru, al treilea lucru ar fi o identitate a noastră, pentru că apostolul așa a lăsat lucrul acesta la urmă, ca o surpriză. Mai întâi vorbește de puterea lui Dumnezeu, apoi de cunoștința lui și după aceea de identitatea noastră. Versetul 17, noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți, ci vorbim cu inimă curată, din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Hristos. Deci numai pe aceștia îi poartă Domnul în carul lui de biruință. Dar, haideți să mergem în Psalmul 91, că simt așa din partea lui Dumnezeu că trebuie să mai insistăm aici pe partea aceasta a credinței noastre. De la versetul 3, Psalmul 91, de la versetul 3 în jos, ne vorbește despre puterea lui Dumnezeu, primul dintre subiectele serii acesteia. Mai întâi, psalmistul privește spre Dumnezeu, versetul 1 și 2. Îl numește cel preanalt, cel atotputernic, îl numește Jehova Domnul, îl numește Elohim, Dumnezeul meu, în versetul 2, dar de la versetul 3 în jos, nu știu de ce Duhul Sfânt i-a inspirat un așa psalm minunat psalmistului, dar probabil că a avut în vedere Dumnezeu și vremurile acestea foarte grele. Eu cred că sunt vremuri ale lepădării de credință, fraților și surori. Că altădată venea și încercau cu forța, dar acum nimeni nu te mai forțează să te lepezi, că te lepezi singur. De la versetul 3 în jos ni se spune ce poate Dumnezeu să facă pentru noi și aș vrea să rămânem cu acest gust bun al puterii lui Dumnezeu, a puterii celui atotputernic, cum spune versetul 1. Mai întâi, Dumnezeu, împreună cu credința noastră, El ne dă și credință pentru aceasta, Dumnezeu îi biruiește pe oameni, versetul 3, prima parte. Da, El te scapă de lațul vânătorului. Sunt oameni atât de dibaci, de vicleni, că îți întind lațuri, nici măcar nu știi, și îți întind curse și te întreabă, și numai Dumnezeu poate să facă și să ne dea izbăviri, fraților și surori. Țin minte că îmi povestea cineva din județul Bistrița, într-o familie cu mulți copii, cred că aveau 12 copii, au tăiat un vițel, au făcut o nuntă mare, n-au avut ce să pună pe masă și au tăiat un vițel. Și atunci era mare păcat înaintea oamenilor să tai un vițel fără să declari. El n-a obținut aprobare și l-a tăiat. S-a auzit ceva prin sat. Și jandarmul
a venit și a întins o cursă. S-a dat prieten cu fratele și a zis, auzi, nevasta mea are o haină și lipsește o bucată de piele din ea și așa, și așa. Până la urmă, fratele, sincer, liniștit, curat, zice, domnule, poate că ai auzit că noi am tăiat un vițel, îți dau pielea vițelului, poftim. Imediat și-a schimbat fața omul, după ce a obținut dovada. Și zice, gata, te-am prins, pocăitule, dosar îți fac și la închisoare te duci. Fraților și surori, ca să se vadă puterea lui Dumnezeu și valabilitatea acestui verset, da, El te scapă de lațul vânătorului. Au intrat familia asta în post și rugăciune 3 zile și 3 nopți și copilul care era la sânul mamei, n-a primit nimic, animalele din poiată, din cotez, din ogradă, nimic, pentru că era o disperare acolo, cumplită. Urma ca stâlpul casei să fie luat și dus în închisoare, nu se mai știa dacă se întoarce vreodată. Și după 3 zile de post înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu l-a lovit pe jandarm cu moarte, în curtea casei a murit. Și a venit tremurând locțiitorului, cel care i-a luat locul. Și a dus dosarul și a zis, domnule, zice, vă rog să nu vă rugați și pentru mine, că nu vreau să mor. Uite aici, rup dosarul în fața ta, mi-e frică, domnule, de Dumnezeul vostru. Uite, avem un Dumnezeu care ne păzește, lăudat să fie El. Și Dumnezeul nostru ne păzește de oameni, fraților și surori. Gândiți-vă, ați venit aici, oamenii nimănui, niște venituri, niște oameni la care poate se uitau cu scârbă. Din câte locuri și din câte încurcături nu ne-a scăpat Dumnezeu, că e bun Dumnezeul nostru. Țin minte că eram înainte de căsătorie și am vrut să cumpărăm cu bani din bancă și așa un apartament. Și ne-a vorbit Duhul Sfânt și a zis către noi, pasul ce l-ați făcut, trageți-l înapoi. Nu știa prorocul că noi deja am făcut o învoială, n-am dat încă avans, dar urma să dăm în următoarea zi. Dar ne plăcea apartamentul, numai că ni-l vindea de pe hârtie. Și când Domnul s-a uitat și a văzut realitatea și a știut-o, ne-a zis, trageți-vă pasul înapoi. Și imediat am intrat pe internet să verificăm și am căutat numele vânzătorului, acelui care vindea de pe hârtie. Și erau articole pe internet, în ziare, feriți-vă de cutare că acolo am mai construit și nu mai construit. Și-o luat banii și-o fugit în Italia. Dincolo a vrut iară să facă și-o fugit în Italia. Feriți-vă! Și acum era revenit în țară și nimeni nu știa și oamenii fără înțelepciune cădeau la examenul ăsta. Și ne-am bucurat și am zis, lăudat să fie Domnul că ne-a scăpat de un laț mare. Și cred că și pe dumneavoastră v-a scăpat Dumnezeu, că e bun Dumnezeul nostru, lăudat să fie numele Lui. Spune tot despre Domnul, că El, și uite ce, nu știu, sunt așa de complicate și complexe lucrurile astea, de un om viclean, uite, Domnul te scapă. Dar al doilea, Domnul te scapă și de boli psihice, versetul 5. Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua. Zice aici, 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia nenorocirea. Avem un Dumnezeu care chiar și la nivel psihic intră și rezolvă niște probleme, fraților și surori. Noi nu trebuie noaptea să stăm și să nu dormim, că avem pe unul care nu dormitează și nu doarme, că El ne păzește, El e păzitorul nostru. El e umbra noastră pe mâna noastră cea dreaptă, e Dumnezeul nostru care udă via Lui în fiecare clipă. Acesta e Dumnezeul nostru. Țin minte că fratele Nelu Pop din Turda, un păstor, un om al lui Dumnezeu, s-a dus într-o zi în vizită pastorală, a fost chemat de urgență într-o familie. Era o soră bolnavă, fetele ei nu erau pocăite, sora era bolnavă grav în pat, fetele au zis, până vine păstorul, poate că vine salvarea. Și imediat au sunat la salvare să vină, programare, tot, și ajunge fratele Nelu acolo, înaintea salvării. Și se uită la sora, zice, soră, crezi că Domnul te vindecă? Nu cred.
Deci vă dați seama, deja era aici la nivelul minții, era teamă, era frică. Ce mi-e frică, frate, mi-e frică de moarte, mi-e frică că o să mor, ce nu mai cred nimic, îmi pare rău. Și zice fratele, stă un pic și se roagă, zice, nu-i nimic, cred eu pentru tine. Zice, ia, soră dragă, citește Isaia 41 cu 10, că asta mi l-a dat Dumnezeu din partea Duhului Sfânt. Zice, asta trebuie. Și imediat sora ia Biblia și începe să citească. Nu te teme că eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare că eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Și în momentele alea îmi povestea fratele, zice, sora a intrat în ea o putere și o sări jos din pat. Și era vindecată. Zice, pacea Domnului, pace, să nu s acasă. Dar fetele, o zice, mamă, vine salvarea, ce ne facem? Că rămânem de rușine, intră repede în pat. Păi tu, fete, dar eu-s vindecată. Nu, zice, ne faci de rușine, intră în pat. S-a dus în pat, femeia, ce să facă? Și vine salvarea și vin asistenții acolo și, Doamne, ce te dore? Nimic. Păi atunci de ce ne-ai chemat? Domnule, m-a durut și am fost într-o situație gravă, dar Dumnezeu m-a vindecat. A fost o mărturie și pentru ei. Că rar găsesc ei un caz de genul ăsta, toate sunt complicate, dar pe acesta l-a rezolvat Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Uite câte minuni poate Dumnezeul nostru să facă, fraților și surori. Pe lângă oameni, pe lângă bolile psihice, războiul, deja vorbeam de război și vorbește aici de săgețile care zboară noaptea, ziua. Fraților și surori, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care și deasupra războiului. El biruiește totul, că e tot puternic. Era un frate în Fodora din Dej, de lângă Dej, în Fodora era fratele Victor Miclea. Mie mi-au plăcut foarte mult frații în vârstă și îmi place și acum să stau pe lângă ei, că învăț multe de la ei. Am mers la omul acesta de multe ori și îmi povestea, zice, frate, stai să vezi cum Dumnezeu și-a împlinit promisiunea cu privire la mine. Zice, eram tânăr și am avut o prorocie dată prin Duhul Sfânt în felul următor. Tânărule, te vei duce departe, vei ajunge în război, atunci nici măcar nu se știa că o să pornească război, dar Dumnezeu știa. Ce vei ajunge în război, te voi duce, zice, până la marginea gropii și vei vedea moartea cu ochii tăi. Dar nimic nu se va atinge de tine, vei veni înapoi, vei trăi până la adânci bătrânețe și vei avea o familie fericită. Asta i-a vorbit-o Dumnezeu. Și fratele spune, n-au trecut câțiva ani, m-am înrolat în armată, a pornit războiul și am fost dus pe front, undeva în Polonia, zice, am fost dus. Și când am ajuns acolo cu trenul, spunea fratele, a început din elicoptere niște mitraliori să tragă. Și au ciuruit trenul și zice, soldații cu care erau m-au ieșit din tren și fuga să se adăpostească. N-au reușit, i-au terminat pe toți. Zice, eu m-am aruncat la pământ și m-am prefăcut că-s mor, dar ăștia luau și se cerau așa, în rând, tot ce se apuca. Zice, frate, mi-au trecut glonțe pe aici, mi-au ciuruit haina, pe aici, pantaloni. Zice, nimic, nici o zgârietură n-am avut. Toți, un tren întreg de oameni au murit. Eu am rămas în picioare că Dumnezeu mi-a promis lucrul acesta. Și zice, m-am luat după ce au plecat dușmanii noștri. Zice, m-am luat și m-am dus spre linia frontului și când am ajuns acolo, m-au somat. Stai, cine ești? Sunt de-al vostru, sunt român. Dar de unde vii? Viu de la moarte, am văzut moartea cu ochii. A promis Dumnezeu că o s-o vadă, dar n-a gustat din moarte. Și zice, au trecut, frate, 3 ani de zile și am stat pe front și mi-a fost greu, nu mi-a fost ușor. Și într-o zi l-am întâlnit pe un frate care mi-a zis, frate Victore, mi-a vorbit Duhul Sfânt și mi-a zis să plec acasă, eu plec. Băi, dar poate te prind ăștia și te spânzură. Pădurea spânzuraților, e o carte scrisă cu ce făceau atunci pe front dacă dezertai. Nu, zice, mi-a zis Dumnezeu, eu mă duc. Și atunci fratele s-a uitat spre cer, fratele Victor, și a zis, Doamne, dar de mine când îți vei aduce aminte? Și zice, frate, am auzit o voce, că m-am uitat în jur să văd, nu cumva ai cineva lângă mine. Aruncă tot ce ai și pleacă. Zice, mi-am luat geamantanul ăla din lemn și l-am aruncat cât colo și am plecat. Și zice, nu mă vedeau oamenii, treceam pe lângă ei și nu mă vedeau. La un moment dat mi-a fost frică, mă ascundeam prin păduri.
Zice, o trebuie să viu. O lună de zile am venit până în România, povestea el. Și pe drum n-am mai avut mâncare. Și Dumnezeu, ca să se împlinească Eclesiastul care spune, aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși. Zice, a făcut Dumnezeu undeva pe la granița Poloniei să mă întâlnesc cu un om la care părinții mei au dat mâncare când era iobag și lucra la calea ferată. Zice, zilnic venea la noi acasă și părinții mei aveau moară și dădeau pâine. Și m-am întâlnit cu el acolo, era slugă la un boier. Și zice, omul ăla m-a dus la boier acasă și mi-a dat o pâine mare, zice, și mi-a ajuns până acasă. Zice, ăsta-i Dumnezeu care mi-a purtat de grijă. Și zice, acum la vârsta de 78 de ani, era către 80, îl laud pe Dumnezeu că mi-a zis Domnul că voi trăi până la dânși bătrânețe și voi avea o familie fericită. Uite cum lucrează Dumnezeu, că e Dumnezeul minunilor, fraților și surori. Plus, ce să mai spunem, că vorbește aici, versetul 4, că El ne acoperă cu penele, ne ascundem sub aripile Lui, scut și pavăză-i credincioșia Lui și Domnul acesta ne scapă și de boli fizice, ciuma, molima. Ce să mai zicem de cancer, că ăsta e o ciumă și o molimă și bântuie peste tot în jurul nostru. Dar Dumnezeul nostru se atinge și de cancer și El vindecă, că e un Dumnezeu al vindecărilor. Eram copil și mămica era într-o situație foarte gravă, ne-a spus, știți ceva, rugați-vă pentru mine că nu știu dacă mă mai găsiți când veniți de la biserică acasă. Era gravă, gravă situația. De zile în șir nu se mai cobora din pat, era foarte bolnavă, nu-i găseau nici medicii ce avea. Și eram deja obișnuiți cu o casă rece, cu lipsa de mâncare, cu lipsa de căldură, că nici măcar atât să meargă până la sobă și să pornească focul. Nu putea, eram obișnuiți. Și ne-am dus necăjiți la biserică. Și în timpul programului, a slujbei, era rugăciune într-o, cred că marți seara sau joi seara la noi în Câmpia Turzii, iese un cuvânt dat prin Duhul Sfânt și spune Domnul așa, cât despre voi care sunteți aici, dacă aveți credință, zice, eu voi lucra la distanță. Unde vreți voi, dar să aveți credință. Și atunci tatăl meu a zis, Doamne, cred că te atingi de nevastă mea care e acasă bolnavă. Și o știut sigur că Dumnezeu s-a atins de ea. Ajungem la poarta casei, lumina aprinsă, mirosea mâncare bună, în bucătărie cineva cânta și făcea mâncare. Și era căldură în casă. Și am intrat și am zis, dar ce s-a întâmplat cu dumneata? Ce nu știu ce s-a întâmplat, dar la ora cutare, la minutul cutare și era exact atunci când Domnul a vorbit prin Duhul Sfânt în biserică, era ora și minutul acela. Zice, a venit un curent electric din creștet până în talpă, am sărit din pat și Domnul m-a vindecat. Ăsta e Dumnezeul nostru care lucrează, fraților și surori. Și nu-i poveste, Dumnezeu lucrează și astăzi, lăudat să fie numele Lui. Tatăl meu a fost grav bolnav, a căzut, era electrician, a căzut de la o înălțime mare și a rupt coastele 5 pe stânga, 2 pe dreapta, umărul rupt. Și într-o noapte a zis, Doamne, eu nu mai rezist. Medicii n-au avut ce să-i facă, să-i pună corset, nu puteau, că nu mai putea să respire. Și a zis, Doamne, ți s-au revindecat dumitale coastele alea cumva. Și dormea în șezut. Și într-o noapte au zis, Doamne, eu intru la mărturisire înaintea Ta, numai Tu mă auzi, nu mai pot, Doamne, dacă mai rămân așa până dimineață, sunt mort, Doamne, nu mai pot, atinge-Te de mine. Și-a trimis Domnul o liniște și o pace peste oasele lui și-a adormit. Și zicea el, am văzut cum a coborât de sus, pe o rază așa, au coborât doi soli cu o trusă medicală și au zis, am venit să-ți vindecăm partea stângă. El avea 5 coaste rupte pe partea stângă. Și zice, unde-i priza? Uite aici. Și asta era în vis, sau era o vedenie de noapte, nu știu exact ce era. Și o luat, zice, un aparat ca o potcoavă și l-a plimbat, uite așa, pe partea stângă și a zis, gata. Și ca să vedeți, fraților și surori, cât e de ordine și disciplină în cerul lui Dumnezeu. Zice, tatăl meu, ce vă costă, că sunteți îngerii lui Dumnezeu? Atingeți-vă și de partea dreaptă, că nu e așa mare lucru pentru voi. Nu! Am primit ordin pentru partea stângă. Dacă Domnul ne zice să venim pentru dreapta, venim. Dar atâta am primit ordin, atâta facem. Și ori dispărut. Se trezește.
femeie dragă, zice, nu știu ce se întâmplă, îți vindecat, îți bine. Și fraților și surori, s-a întâmplat, chiar a fost o minune. După câțiva ani a ajuns cu o altă problemă la medici și se uită medicul pe filmul ăla care l-a făcut aici și domnule, zice, ai avut două coaste rupte pe stânga. Dar auzi, zice, pe dreapta. Zice, dar auzi, pe stânga ce se vede? Se uită. Domnule, zice, absolut nimic. Zice, pe dreapta se văd că-s prinse greșit. Dar zice, nici măcar ceva fisură pe stânga, nimic. Nu, zice, absolut nimic nu se vede. Coastele tale sunt intacte. Cine o coborî lângă el și o suda 5 oase? Și avea hârtie, că 5 pe stânga, 2 pe dreapta. Îngerii lui Dumnezeu, fraților și surori. Că Dumnezeul nostru, un Dumnezeu al minunilor, lăudat să fie El. Așa că haideți să înaintăm în rugăciune înaintea Lui, mai facem o rugăciune și mulțumim pentru seara aceasta. Amin. Haideți să ne rugăm.